Sporturile nautice sunt tot mai căutate și în România. Ai nevoie de un costum de neopren și noroc de vânt puternic pentru a face kitesurfing, indiferent de anotimp. Dodo a descoperit acest sport în Grecia, iar acum îl poate practica și la malul Mării Negre. Iarna zboară cu echipamentul de kite în spate, în Vietnam, Africa de Sud sau Egipt. Kitesurfingul este un sport bun în pandemie pentru că se poate păstra ușor distanța, spune Andrei, instructor de kite. În momentul în care deschizi ochii, te uiți pe geam să vezi dacă se mișcă frunza, bate vântul, verifici website-urile din domeniu și încerci să-ți faci programul în funcție de prognoză. De când parchezi mașina până vii pe plajă și setezi echipamentul și intri în apă, nu te întâlnești neapărat cu cineva, adică nu e obligatoriu să stai la povești cu cineva, drept urmare, mai safe de atât nu cred că poți fi.